Cutiuța GSM cu cască de tip magnet cu microvibrații poate fi o alternativă a variantei cu cască de culoare a pielii. Cu ce se deosebește? În primul rând, atunci când vrei să te gândești să utilizezi o cască de tip magnet, trebuie să știi că obligatoriu, aici e kitul complet pentru căștile de tip magnet, trebuie să știi că obligatoriu trebuie să ai colier în jurul gâtului. Fără colier în jurul gâtului, pus în jurul gâtului, căștile de tip magnet nu funcționează. Chiar dacă unii veți găsi în unele anunțuri scris că funcționează, într-adevăr se aude, dar extraordinar de încet. Și nu o să reușiți să vă faceți treaba atâta timp cât dispozitivul nu are colier, iar colierul trebuie pus în jurul gâtului. Colierul este mai larg decât baza gâtului, nu vine pe baza gâtului și îl puteți lipi cu plasturi medicinale, astfel încât să nu se vadă. La doamne, domnișoare, ar fi indicat să nu meargă cu un decolteu foarte mare, pentru că colierul este destul de larg. Această cutiuță, dispozitivul va veni în dreptul pieptului, între sâni. Ideea este să nu, la doamne, domnișoare, să nu folosească, să nu meargă cu un decolteu foarte mare. Ok, cu ce diferă căștile de tip magnet cu cea de culoare a pielii? În primul rând, eu nu prea recomand căștile cu microvibrații. De ce? Pentru că nu sunt omologate, nu sunt făcute pentru de fapt, căștile nu sunt altceva decât niște bucăți de magnet. Astea sunt cele pe timpan, 6 mai mici, 6 mai mari, în funcție de anatomia fiecăruia, forma urechii, poate să încerce să le folosească pe cele mai mici sau cele mai mari. Ele se așează în ureche, trebuie să ajungă pe timpan, altfel nu veți auzi nimic în cască, în ureche. Acesta este un alt tip de cască, acestea nu trebuie să ajungă pe timpan. Se pune una într-o ureche și una în cealaltă ureche. Ele sunt, oarecum, ca și dimensiuni, sunt apropiate cu casca de culoare a pielii. Însă, avantajul la acest model sunt două de o mărime, două de altă mărime, în funcție de urechea fiecăruia. Avantajul ar fi că nu se aude în exterior și nu trebuie să ajungă pe timpan, pe când astea la alte trebuie să ajungă pe timpan și prezintă anumite riscuri. Puteți rămâne, ele sunt foarte mici, poate să cadă din ureche, le pierdeți, poate să rămână blocate acolo, din cauza ce, dacă aveți un pic de ceară în ureche, le puteți scoate foarte greu. În plus, poate să dăuneze și auzului, poate să lezeze timpanul. Rețineți, ele nu sunt omologate pentru a fi puse în ureche, sunt niște bucăți de magnet. Eu evit să le recomand, deși au anumite avantaje, sunt mai greu de utilizat și prezintă riscuri. Nu sunt puțini cei care au ajuns pe la ORL cu ele. Da, ce ar mai fi de adăugat? La cutiuța GSM cu colier se poate utiliza atât căștile de tip magnet, da? Puteți utiliza și căștile acestea de aici, puteți utiliza și casca japoneză. Casca japoneză, casca de culoare a pielii, de regulă se achiziționează separat. În momentul în care luați cutiuța cu colier, casca se va achiziționa separat. Casca cu cele cu microvibrații le primiți incluse, kitul îl primiți inclus în set, în preț. Casca de culoare a pielii, dacă doriți, o puteți achiziționa separat. Cu precizarea că dacă folosiți căștile de tip magnet, colierul obligatoriu îl desfaceți și îl puneți în jurul gâtului. Dacă folosiți casca de culoare a pielii, colierul îl strângeți, îl faceți pachetel
Da? Așa, și aici îl dați cu un pic de bandă. Atenție să nu apăsați butoanele când dați cu bandă și puteți pune cutiuța mai jos. Nu folosiți casca de culoare a pielii cu colierul pus în jurul gâtului, pentru că se va auzi foarte tare și, în primul rând, se poate auzi în exterior de la distanță mică, se aude ca un zumzet, și, în al doilea rând, o să vă distrugă casca. În schimb, dacă aveți cutiuța fără colier, aceasta va funcționa doar cu cască de culoare a pielii. Dacă veți folosi căștile de tip magnet cu acest model de cutiuță, o să vedeți că trebuie să țineți cutiuța lipită de ureche și abia dacă se aude. Ce ar mai fi spus de cutiuță? Despre cutiuță, acestea două sunt modelele de anul trecut. E modelul cu colier negru, special făcut de noi. E un colier care este mai subțire decât cel care venea înainte de fabrică. Da? Se poate observa diferența. Colierul de culoare a pielii era mult mai gros. Acestea sunt modelele vechi de anul trecut. Anul acesta a apărut și un model făcut de fabrică cu colier de culoare a pielii, care este la fel de subțire cu cel negru. Din punctul meu de vedere, culoarea nu contează, pentru că oricum vin pe sub haine și nu se vede absolut nimic. Oricum, diferența de grosime la modelul vechi se vede că e foarte mare. Colierul vechi de culoarea pielii, modelul vechi avea o grosime considerabil mai mare. Ca și avantaje ale folosirii, ale utilizării sistemului cu microvibrații, deși, încă o dată, eu nu prea le recomand, pentru că nu sunt puțini cei care au ajuns pe la orele cu ele, cu căștile blocate. Acestea nu prea prezintă riscuri, pentru că nu trebuie să ajungă pe timpan. În schimb, sunt mai mari decât cele pe timpan. Astea le puteți utiliza, însă acestea cu microvibrații eu nu le recomand. E pe răspunderea fiecare și asumă, după cum am mai zis, nu sunt puțini cei care au ajuns pe la orele cu ele blocate prin ureche. Ca și avantaje ale sistemelor cu microvibrații, în primul rând, căștile sunt ceva mai mici, cel puțin cele pe timpan. Nu se aud în exterior absolut deloc, puteți da volumul la maxim, nu se aude absolut nimic în exterior, nu interferează cu alte sisteme, nu are baterie casca practic e o simplă bucată de magnet, ele se alimentează de la colier, nu există nicio conexiune între acest magnet care îl puneți în ureche și colier, deci ele se primesc, practic colierul emite un semnal și casca reacționează, magnetul reacționează și face să vibreze ori timpanul, ori canalul auditiv și sunetul se duce la timpan și astfel veți auzi cu acest model. Deci, cum spuneam, avantajele utilizării căștilor de tip magnet ar fi că sunt ceva mai mici, nu se aud în exterior, chiar dacă lași volumul la maxim, însă sunt mai greu de folosit, cel puțin acestea pe timpan nu oricine le poate folosi. Persoanele care au probleme cu urechile, le curg urechile sau au avut otită, ar fi indicat să nu le folosească, deoarece cu siguranță au multă ceară în canalul auditiv și se pot lipi și în primul rând nu o să audă și apoi există riscul să rămână blocate acolo și să ajungă pe la urgențe. Da, deci cum spuneam, nu se aud în exterior, nu interferează cu alte sisteme, sunt o idee mai mici, însă au și dezavantaje. Din punctul meu de vedere, casca de culoare a pielii este mai ușor de utilizat, nu trebuie să ajungă pe timpan.
Trebuie doar să ai grijă cu volumul, să setezi volumul, pentru că sunt unele persoane care nu fac teste înainte de a utiliza sistemul și de aceea pune un pic în ureche și gata, nu e ok casca. Nu, trebuie să reglați la modelul cu, fără fire, cu cască de culoarea pielii, trebuie să reglați volumul cu atenție și o să vedeți că nu se aude în exterior. Iarăși unele persoane, de fapt majoritatea persoanelor, prima dată când sună ne întreabă, domnule, dar casca se vede în ureche, casca de culoarea pielii. Ei bine, să știți că ea nu se vede în ureche, este destul de mică, ea pare mare pentru că noi filmăm de aproape și toate pozele sunt făcute de aproape. Ea, modelul ăsta de cască e cam cel mai mic model care există pe piață la ora actuală și intră suficient de tare în ureche, se împinge cu degetul mic și se scoate de la această antenă, se trage afară cu o pensetă. Ea intră suficient de tare în ureche și nu se vede decât doar dacă știi că ea e acolo, te apleci, tragi de ureche, te uiți foarte atent. Cam asta ar fi de spus despre avantaje, dezavantaje și diferențe dintre un model și alt model. Sistemul este destul de asemănător de în utilizare cu, cu cutiuța fără colier. Se introduce prima dată, se pune la încărcat, se introduce o cartelă, căștile se pun în ureche. Aici aveți un kit, noi oferim un kit complet pentru căștile de tip magnet. Aveți două căști care nu trebuie să ajungă pe timpan pentru persoanele care au urechea mai mică, alte două căști care au urechea un pic mai mare, magnetul pentru scos căștile, acestea, aveți aici căștile cu microvibrații, acestea sunt și acestea de două mărimi, în funcție de anatomie trebuie să testați să vedeți cu care vă împăcați mai bine. Iarăși un alt dezavantaj la aceste căști ar fi că de la mers, dacă strănutați, sughițați, se pot desprinde de pe timpan și nu veți mai auzi. De aceea trebuie să le scoateți și să le fixați din nou sau să mișcați în timpul utilizării, trebuie să mișcați cu magnetul în spatele urechii ușor, ceva așa învârtiți și trageți în jos în spatele urechii și aveți șanse să se așeze din nou. Dacă nu, trebuie să mergeți la toaletă să le puneți din nou. Acest bețișor cu cap magnetic se utilizează în cazul în care nu reușiți să scoateți căștile în mod normal, când introduceți vârful magnetului în ureche și învârtiți. Căștile ar trebui să iasă foarte ușor, se atrag de magnet. Dacă cumva s-au lipit de ceară, ușor, ușor, rugați pe cineva să vă ajute, nu băgați dumneavoastră direct pentru că vă puteți sparge timpanul și ușor cu o lumină și apropiați și încercați să scoateți cu acest bețișor metalic cu cap magnetic. Bețișorul acesta este pentru situațiile de urgență, însă este foarte util. Chiar și dumneavoastră, dacă vă este teamă și nu reușiți, mergeți la ORL și îi dați acest bețișor. Poate cu siguranță o să-l ajute pe medic. Noi mai oferim și acest tub pentru introducerea căștilor. Cum se utilizează? Se pune o cască în acest tub, apoi se introduce tubul în ureche, pe canal, doar la intrare, nu foarte tare, și apoi când întoarceți capul, casca va cădea exact pe timpan și exact acolo unde trebuie. Rețineți că modelul acesta de căști, dacă nu ajung pe timpan, nu se aude absolut nimic în ureche. Și dacă nu ajung bine, iarăși se pot auzi, sunetul nu se aude cum trebuie. Deci, cum spuneam, sunt simple de utilizat, modul de utilizare este oarecum asemănător, se încarcă, se țin undeva în funcție de cât de descărcată e bateria, între 2 și 3 ore trebuie să țineți la încărcat. Ca și recomandarea personală, puteți să o puneți de seara și să o lăsați până dimineața, trebuie să o scoateți neapărat înainte de utilizare de la încărcat, pentru că ea se descarcă chiar dacă nu o utilizați. Spre exemplu, o încărcați acum și o utilizați săptămâna viitoare, se va descărca bateria, trebuie să o scoateți de la încărcat înainte de utilizare. Ca și autonomie, undeva între 3 și 4 ore, în apel continuu, dacă persoana care vă ajută
nu trebuie să stea mereu un apel, da? Poate să închidă apelul și va reapela când vrea să comunice cu dumneavoastră, deoarece cutiuța răspunde automat de fiecare dată când este apelată. Și în felul ăsta veți salva din baterie, pentru că ea ține 300 de ore în așteptare și în convorbire continuă undeva la 3-4 ore, în funcție de cât de tare dați volumul și de semnalul din zona respectivă. Dacă este nevoie de autonomie mai mare, noi facem și modificări, putem să înlocuim acumulatorul, să punem un acumulator mai mare, dar de regulă 99,9% din cazuri acumulatorul standard e ok. Sau, mă rog, se mai poate utiliza, cutiuța are mufă micro USB, se mai poate utiliza o baterie externă separată și extindeți un power bank, baterie externă de încărcat, de rezervă, de încărcat telefoanele mobile. Și astfel extindeți autonomia. Casca nu are baterie și atunci nu mai trebuie să schimbați nicio baterie, doar, deci practic, veți fi limitat doar de bateria de la cutiuță sau de la power bank. Pentru cazurile când aveți, spre exemplu, aveți nevoie să utilizați de două ori în aceeași zi și nu aveți timp să o puneți între, nu aveți timp să o puneți la încărcat. Deci, utilizare simplă, după cum am mai zis, se încarcă, se introduce orice cartelă din orice rețea GSM, porniți dispozitivul, ori de câte ori se apelează numărul cartelei SIM care l-ați introdus aici, cutiuța va răspunde automat la apel și va transmite automat la magnetul care l-aveți în ureche. Ca și sfat, trebuie să indicat ar fi să folosiți o cartelă SIM cu număr 9, da, cartelă 9, să nu dați numărul la mai multe persoane. Asta deoarece cutiuța, spre exemplu, dacă eu sunt în apel acum, apelez numărul și îmi răspunde, iar dacă altcineva sună între timp pe numărul din cutiuță, cutiuța va răspunde la ultimul număr și închide la actualul. De aceea e bine să folosiți o cartelă nouă și să nu dați numărul prea multor persoane. Despre cartelă ar mai fi de adăugat faptul că funcționează cu orice cartelă din orice țară. În Statele Unite și Canada au mai fost ceva probleme cu unii operatori GSM, însă și acolo, de, spre exemplu, T-Mobile-ul funcționează fără probleme. Deci dacă doriți să utilizați sistemul în altă țară, fără nicio problemă îl puteți utiliza. Distanța dintre cel care vă ajută și dispozitiv este nelimitată. Este practic persoana care vă ajută trebuie să apeleze cu apel obișnuit numărul de aici. Deci de oriunde are semnal poate purta o conversație cu dumneavoastră. Trebuie, practic, trebuie doar să aibă minute sau credit suficient pentru a putea apela numărul cartelei. Aici nu trebuie să aveți credit, nu trebuie să, cartela care o introduceți în cutiuța GSM nu trebuie să aibă credit, nu trebuie să aibă minute sau credit. Asta deoarece cutiuța nu va putea apela niciodată, ea doar răspunde automat la apel și oricum nici nu v-ar ajuta acest lucru pentru că în timpul utilizării nu prea poți să apeși pe butoane și să n-ar fi ok să faci acest lucru. Distanța dintre căști și cutiuță, după cum am mai zis, știu că mă repet, însă vreau să, să fiu sigur că m-am făcut înțeles. Colierul trebuie neapărat pus în jurul gâtului și nu merge, nu va funcționa dacă nu-l puneți. Adică se va auzi, dar foarte încet, nu se aude foarte bine cu căștile de tip magnet. De aceea colierul îl desfaceți și neapărat în jurul gâtului îl veți lipi cu plasturi, astfel încât să nu rămână pe baza gâtului. Cutiuța va veni mai jos de piept, da? Și nu se va vedea nimic. Dacă cumva aveți și o cască de culoarea pielii, sub nicio formă nu puneți colierul în jurul gâtului și casca de culoarea pielii nu folosiți în acest mod, pentru că se va auzi foarte tare și aveți șanse foarte mari să stricați microcasca. Dacă vreți să folosiți acest model cu cască de culoarea pielii, colierul îl faceți exact cum îl fac eu acum, pachetel,
Da? Și îl dați în spate, eventual îl dați cu un pic de bandă și puneți cutiuța mai jos și dați volumul mai încet. Pentru că dacă dați volumul la maxim, se va auzi și rău, se aude distorsionat și se aude și tare, prea tare în casă.